bine v-am găsit, dragi prieteni! Iată că într-un moment festiv de ținută, de mare clasă, pentru a doua zi astăzi ne aflăm, iată că la zilele Clujului. După cum ați văzut și noastră mai devreme, distracție, veselie, după cum ați văzut și dumneavoastră, suntem aici în piața Matei Corvin, unde forfătă de bucurie. L-avem de față aici pe un mare maestru, Sensei Viorel, și deocamdată atât ar lăsăm pe el să se prezinte. Bună ziua și bine v-am găsit, maestre! Bine ați venit la această mare sărbătoare a clujenilor în special și a tuturor celor care iată că vin astăzi să ne vadă și să vă vadă și pe noastră. Spuneți-ne ce ne reprezentați dumneavoastră. În primul rând, os, salutul nostru tradițional și cel mai de efect. Mă bucur foarte mult că suntem aici cu tot clubul nostru la zilele Clujului, o paradă minunată. Multă fericire, energie pozitivă, mulți copii, multă lume, sportivi foarte mulți. Mă bucur să văd din ce în ce mai mulți sportivi din Cluj-Napoca. Noi facem, practicăm stilul de karate, de arte marțiale, karate Kyokushin. Suntem un club prin excelență de karate Kyokushin. Avem și alte secții, cum ar fi TRX, antrenamente funcționale, step, body pump și așa mai departe. Partea noastră de performanță, și aici mă refer la partea de arte marțiale Kyokushin, bineînțeles că este, am fost prezenți aici la acest festival și totul a ieșit minunat. Copiii foarte bucuroși, foarte veseli, totul e minunat. Maestre, da. Unde vă pot găsi cei care doresc să practice sportul pe care îl practicați și dumneavoastră? Noi ne aflăm pe strada Regina Maria numărul 7, la clubul sportiv, bineînțeles, Budăgin Napoca. Îi așteptăm cu mare drag. Oricând ne găsiți pe site, pe Insta, fără nicio problemă. Cu mare drag vă așteptăm. O întrebare. De la ce vârste să pot înscrie copiii la acest sport care, cu alte cuvinte, prin excelență, e un sport de disciplină. E un sport care disciplinează tot în afară de partea de full contact. Noi vedem aceasta ca și un sport, ca și o disciplină. Unde, de la ce vârste pot să înceapă copiii? Tot ce înseamnă partea de Kyokushin, de arte marțiale Kyokushin, implică nu doar partea fizică, bineînțeles tonifierea trupului și tot ce înseamnă partea de anduranță, ci cel mai important și în special pentru copii, dar nu numai, este partea emoțională și partea psihică. Noi cred că suntem unul din puține, dacă nu singurul club din Cluj-Napoca de arte marțiale care lăm copii începând de la 4 ani, deci avem grupe de începători de copii de 4 ani, după 6-7 ani. Evident că facem ca totul să meargă bine și evident să avem copii cât mai mult să vină la sală. Care sunt condițiile de participare, să spun așa? Condițiile de participare, singura condiție de participare, să ai voință, să vii, să dorești și să îmbrățișezi artele marțiale așa cum sunt ele. Aveți în cadrul clubului performanță? Facem doar performanță. Pe partea de Kyokushin, pe arte marțiale, facem doar performanță. Campionat mondial, campionat național? Campionat mondial, campionat național, avem multipli campioni naționali, multipli campioni europeni, multipli campioni internaționali, avem de 3 ori luat locul 3 mondial, adică facem performanță. Maestre, spuneți-mi ceva despre dumneavoastră, campion mondial, național, vă rog să vă prezentați, pentru că noi am vorbit aici despre club, da, am vorbit despre disciplină, dar în schimb n-am vorbit cine este cu adevărat sensei. Da. Tătar. Da. Eu mă numesc, cum a și spus Viorel Tătar, sunt sensei 4 ani în Kyokushinkan, Federația Română Kyokushinkan România. Performanțele mele, ca și practicant și ca și luptător, să le spun pe cele mai importante, campion național, campion european, locul 3 mondial și nu aș vrea să le
în șir pe toate, că nu, îți mai importanți copiii și pot să zic de copii că au mult titlu. Asta e cartea noastră de vizită, da, și suntem este aici în fața celor care ne privesc, da, și nu avem secrete. Deci cel mai important, cred că cel mai important este că am o experiență de peste 35 de ani în arte marțiale, stilul Kyokushin. Eu zic că asta e cea mai importantă carte de vizită. Am o foarte mare experiență, inclusiv în antrenorat, inclusiv în partea de kumite luptă și ca și sportiv, eventual, evident. Sensei, vă mulțumesc foarte frumos pentru că ați avut amabilitatea să veniți în direct la Observatorul de Cluj și ați discutat cu mine deschis, fără perdea, fără secrete, despre culisele din clubul nostru și ceea ce vă definește pe dumneavoastră ca și sportiv. Eu vă mulțumesc foarte mult. Vreau să vă mulțumesc pentru că promovați sportul, promovați artele marțiale și mă bucur foarte mult că suntem și noi în atenția presei ca să putem promova și cât mai mulți copii, cât mai mulți oameni în drum să vină să facă arte marțiale, să facă sport în general, dacă le place și îmbrățișează artele marțiale Kyokushin. Cu mare drag vă așteptăm încă o dată, strada Regina Maria, numărul 7, Club Sportiv Budogym Napoca. Os, mulțumesc!